last try. Gata, măi, lumea gata pentru ziua a doua. De fapt, ziua a treia. Nici nu mai știi, mă. Asta e mișto cu motorul. Eu nu mai știi. Diminețile la Antechera. Așa aș vrea să se numească primul roman pe care îl voi scrie. Să-i pun copertă un selfie din asta. Am plecat neîmpăcat din Antechera pentru că mi-a plăcut atât de mult liniștea de dimineață, încât în mod sigur va trebui să mă întorc. Dar acum sunt cu grupul, n-are sens să fac eu o opinie separată chiar așa de la început. Mergem înainte, grupați. Ia uite că mi-a trecut repede supărarea când am dat de serpentine. Virajele astea luate pe răcoare, după o noapte în care nu prea am dormit bine, sunt pansament curat. Motocicleta te trezește la viață, dar motocicleta pe serpentine e ca o vitamina C luată când trebuie. Ca un magne B6. Ca un mix din ăla de care iau soldații înainte să plece în luptă. Ia uite, un lac. Zici că e barajul Vidraru. E, mai mic, desigur. Nimic nu e ca la noi acasă. Cu puțin research pe hartă, am găsit un orășel care pare foarte simpatic. Setenil. Acolo ne îndreptăm. Dar de la Antechera la Setenil, ne bucurăm puțin de niște serpentine pe drumul ăsta care, în mod normal, duce spre Ronda. Haide, mă, că avem cum să-i deschidem puțin gazul. Vai! Mi-era dor să o pun puțin pe dinamic. Dar ce vorbesc eu, dinamic? Mi-era dor să o pun puțin pe 35 de grade, într-a treia, cu gaz plin. Orășelul ăsta din spatele meu se numește Setenil. Dar pentru noi el o să rămână tot timpul în istorie orășelul nostru. Setre-senil. Setenil nu e doar acolo jos unde s-au făcut casele în stâncă. Adică acolo. E și în stânga. Noi trebuia să mergem cu feribotul în Maroc. Dar mergem cu feribotul unde? Nu los, nu se sepa. Los Jerez de Frontera. Nu știu. Los Jerez de Frontera. Am înțeles. Nu știe nimeni. Ia uite că subit peisajul ăsta arid, roșiatic, a prins culoarea motocicletei. Și e atât de frumos pe dealurile astea, încât îmi vine să mă tăvălesc în ele ca o vacă. Ca o vacă din asta pe care o călăresc. Următorul punct pe listă este Zahara. Și îți merge la suflet dulcegăria asta de aici. Ia uite. Case albe. Peste tot e curat. Oamenii ăștia dau cu mătura sigur peste noapte tot timpul. Tund iarba. Foarte îngrijiți. Foarte îngrijiți spaniolii de aici.
Cea mai mare frustrare pe care o ai când mergi cu motocicleta în tururi din astea este că efectiv nu poți să te oprești în toate locurile pe care le vizitezi. Nu de alta, dar n-ai mai ajunge niciodată la destinație. Din fericire, dacă traseul e făcut cu cap, tot timpul găsești lucruri mișto, astfel încât să nu-ți pară rău că ai mers mai departe. Uite, spre exemplu, cum sunt serpentinele astea. De la Caie de Zahara. Doamne, ce peisaj! Lacul pe stânga, muntele pe dreapta. Copaci de o parte și de alta a drumului. Și un asfalt impecabil prin această pădure care, da, este parc național. Gata. Hai că se termină ziua și în sfârșit ajungem la hotel. După serpentinele de la Zahara am făcut foarte multe zeci de kilometri în linie dreaptă. Hai că s-a terminat și ziua cu serpentinele astea minunate și am nimerit practic acasă.